În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Fraților prea iubiți, acum 40 de zile am sărbătorit cu bucurie nașterea Domnului, iar astăzi a venit ziua fericită în care Iisus a fost prezentat în templu de Maria și Iosif. El se supune astfel legii lui Moise, dar în realitate iese în întâmpinarea poporului său credincios. Îndemnați de Duhul Sfânt, au venit la templu bătrânii Simeon și Ana, sfinți. Luminați de același Duh, ei l-au recunoscut pe Domnul și au dat mărturie înaintea tuturor, tresăltând de bucurie. La fel și noi, adunați la oaltă prin Duhul Sfânt, să ne îndreptăm spre casa lui Dumnezeu, la altarul Domnului, în întâmpinarea lui Hristos. Acolo, la altarul său, îl vom găsi și îl vom recunoaște la frângerea pâinii, până ce va veni arătându-se în slavă. Să ne rugăm. Dumnezeule, originea și izvorul luminii, care l-ai arătat astăzi bătrânului Simeon pe Hristos, lumina spre luminarea neamurilor, te rugăm cu umilință să binevoiești a sfinți cu binecuvântarea ta aceste lumânări și a asculta rugăciunile poporului tău care s-a adunat aici ca să le poarte spre lauda numelui tău. Dă-i harul ca umblând pe calea virtuților să se învrednicească a ajunge la lumina fără de apus, prin Hristos Domnul nostru. Mergem în pace în întâmpinarea Domnului.
ducă la viața cea veșnică. Mărire în cer lui Dumnezeu. Maestatea ta, ca precum fiul tău unul născut a fost prezentat astăzi la templu în trup omenesc, să ne dai și nouă harul de a ne înfățișa înaintea ta cu suflete curate, prin Domnul nostru Iisus Hristos, fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor.
cartea profetului Malahia. Așa spune Domnul Dumnezeu: iată, îl trimit pe mesagerul meu. El va îndrepta calea înaintea mea. Va intra dintr-o dată în templul său Domnul pe care voi îl căutați, mesagerul alianței pe care voi îl doriți. Iată vine, zice Domnul Sabaot. Cine va putea suporta ziua venirii lui? Cine va putea sta când se va arăta el? Căci el va fi ca focul celui care topește și ca leșia celui care spală. Va ședea precum cel care topește și îi va curăța pe fiii lui Levi și îi va rafina ca pe aur și pe argint. Ei îi vor aduce Domnului ofrandă după dreptate. Îi va plăcea Domnului ofranda lui Iuda și a Ierusalimului ca în zilele de odinioară, ca în anii de mai înainte. Cuvântul Domnului. Domnul oștirilor, El este regele gloriei. Ridicați-vă, porților, pragurile voastre de sus. Deschideți-vă voi, porți veșnice, ca să intre regele gloriei. Cine este acest rege al gloriei? E Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în luptă. Ridicați-vă, porților, pragurile voastre de sus. Deschideți-vă voi, porți veșnice, ca să intre regele gloriei. Cine este acest rege al gloriei? Domnul oștirilor, El este regele gloriei. Citire din scrisoarea către evrei. Fraților, cum însă copiii au același sânge și aceeași carne, a devenit și Iisus părtaș cu ei, pentru ca prin moarte să reducă la neputință pe cel care avea puterea asupra morții, adică pe diavol, și să elibereze pe aceia care, din frica morții, toată viața lor erau reduși la sclavie. Căci nu se îngrijește de îngeri, ci de urmașii lui Abraham se îngrijește. De aceea era nevoie să se facă în toate asemenea fraților, pentru ca să devină un mare preot îndurător și vrednic de încredere pentru relațiile cu Dumnezeu, ca să ispășească păcatele poporului. Așadar, prin faptul că El însuși a îndurat încercarea, poate să vină în ajutorul celor care sunt încercați. Cuvântul Domnului. Aleluia, 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 ale
spre luminarea neamurilor și spre gloria poporului tău, Israel. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. După ce s-au împlinit zilele purificării lor, după legea lui Moise, Maria și Iosif l-au dus pe copil la Ierusalim ca să-l ofere Domnului, după cum este scris în legea Domnului. Orice prim născut de parte bărbătească va fi numit sfânt pentru Domnul și să aducă jertfă, după cum este spus în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Și iată că era la Ierusalim un om cu numele Simeon. Și acesta era un om drept și evlavios, care aștepta mângâierea lui Israel, și Duhul Sfânt era asupra lui. Îi fusese revelat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea înainte de a-L vedea pe Hristosul Domnului. A fost condus de Duhul Sfânt la templu, iar când părinții l-au adus pe copilul Iisus ca să facă după obiceiurile legii cu privire la el, l-a luat în brațe și l-a binecuvântat pe Dumnezeu, spunând: Acum slobozește-l pe slujitorul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, lumină spre luminarea neamurilor și slava poporului tău, Israel. Tatăl și mama lui se mirau de cele spuse despre el. Simeon i-a binecuvântat și i-a spus Mariei, mama lui: Iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora în Israel și ca semn de contradicție, ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi, iar o sabie va străpunge sufletul tău. Era acolo și Ana, profetesa, fiica lui Fanuel, din tribul lui Asher. Aceasta era mult înaintată în vârstă. După ce trăise cu bărbatul ei 7 ani de la fecioria ei, era acum văduvă și ajunsese la 84 de ani. Ea nu părăsea templul, slujind zi și noapte prin posturi și rugăciuni. Fiind prezentă și ea, îl mărturisea pe Dumnezeu și vorbea despre copil tuturor celor care așteptau eliberarea Ierusalimului. Când au împlinit toate după legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Iar copilul creștea și se întărea, plin de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era asupra lui. Cuvântul Domnului.
Excelențele voastre, dragi confrați preoți, iubiți credincioși prezenți în catedrala noastră și iubiți credincioși care sunteți în comuniune cu noi prin intermediul postului Radio Maria și a internetului. În urmă cu 40 de zile celebram Crăciunul, nașterea Domnului și îl primeam în sufletele noastre pe pruncul dumnezeiesc venit în mijlocul nostru. Iată că sărbătoarea de astăzi a prezentării lui Iisus la templu sau a întâmpinării Domnului, așa cum o numesc frații noștri orientali, ne ajută să ne întâlnim din nou cu pruncul Iisus. Tocmai de aceea putem spune că sărbătoarea de astăzi încheie ciclul Crăciunului, pentru că atunci, ca și acum, în centrul atenției se află pruncul Iisus, pruncul dumnezeiesc, care a venit în mijlocul nostru pentru a ne aduce mântuirea. Sărbătoarea de astăzi este o sărbătoare foarte veche. Este atestată încă din secolul al IV-lea, se celebra la Ierusalim, așa cum atestă pelerina din Spania, Egeria, care a consemnat tot ceea ce a văzut și a întâlnit acolo, în Țara Sfântă. Ea spune că exista această sărbătoare și că se numea Hipapante, adică întâmpinarea sau întâlnirea Domnului. La Roma, această sărbătoare a ajuns ceva mai târziu. Cu siguranță, la sfârșitul secolului al VII-lea, se celebra deja această sărbătoare, pentru că Papa Sergiu I a introdus, înainte de celebrarea Sfintei Liturghii, o procesiune. Este aceeași procesiune pe care, practic, am făcut-o și noi astăzi, înainte de Sfânta Liturghie. Conținutul sărbătorii este foarte bogat și este surprins foarte bine în pagina evanghelică a Sfântului Luca pe care am ascultat-o la această Sfântă Liturghie. Este Iisus cel care își face intrarea, care intră în templu, în casa Tatălui Său, pentru a întâlni poporul credincios care aștepta venirea Sa. Așadar, întâlnirea dintre bătrânul Simeon și profetesa Ana pe de o parte și Iisus pe de altă parte nu reprezintă doar, știu eu, o pagină emoționantă din Sfânta Scriptură. Este vorba de mult mai mult. Este vorba, practic, despre o întâlnire dintre Dumnezeu și om, dintre fragilitatea omului pe de o parte și generozitatea iubirii lui Dumnezeu pe de altă parte. Sau, dacă vreți, putem merge mai departe și să spunem că este vorba, în această pagină evanghelică, despre întâlnirea celor două testamente, a Vechiului Testament, reprezentat de bătrânul Simeon și de profetesa Ana, și Noul Testament, reprezentat, bineînțeles, de Iisus și de părinții Săi. O întâlnire dintre poporul lui Israel, care aștepta venirea lui Mesia, venirea Mântuitorului promis de secole și concretizarea acestei așteptări prin venirea lui Iisus Hristos în lume. Dar pentru a înțelege și mai bine această sărbătoare, vă propun în această seară să contemplăm trei tablouri pe care ni le sugerează Evanghelia zilei. Trei tablouri care sunt foarte sugestive și care continuă să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Primul tablou este cel al consacrării, al oferirii, al prezentării. Spuneam că primul nume al sărbătorii de astăzi este prezentarea lui Iisus la templu. Așadar, părinții lui Iisus, Iosif și Maria, îl prezintă pe Iisus la templu. Aceasta era o lege foarte veche, pe care toți evreii erau ținuți să o împlinească. Orice întâi născut de parte bărbătească trebuia să fie prezentat, oferit, consacrat Domnului. Și asta nu înseamnă că acel copil trebuia în mod obligatoriu să trăiască în templu, să slujească în templu sau să fie preot sau orice alt slujitor acolo. Nu asta însemna. Era pur și simplu un gest care îi ajuta pe părinți să recunoască că acel copil
reprezintă un dar din partea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, orice părinte era chemat să meargă în templu pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru darul copilului pe care l-a primit. Era un gest de recunoștință din partea omului față de darurile pe care Dumnezeu le revărsa asupra poporului. Cât de important este, iubiți credincioși, și pentru noi astăzi, această atitudine plină de recunoștință a părinților lui Iisus. Părinții îl duc în templu pe Iisus pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu, pentru că au recunoscut că este darul lui Dumnezeu acel copil. Nu este proprietatea lor, ci este proprietatea lui Dumnezeu. Cât de mult avem și noi de învățat din acest gest, plin de recunoștință, că viața este darul lui Dumnezeu, că pruncii, copiii sunt darul lui Dumnezeu, că viața noastră este darul lui Dumnezeu, că tot ce suntem și avem, tot ceea ce posedăm, reprezintă daruri pe care le-am primit din partea lui Dumnezeu, că fiecare zi pe care o trăim reprezintă un dar care vine din partea lui Dumnezeu. Din păcate, astăzi tindem tot mai mult să ne împroprietărim de tot ceea ce primim și să considerăm un bun propriu, adică un ceva care ne aparține și care, nu știu, reprezintă pur și simplu rodul efortului și a voinței noastre. Și nu reușim să mergem mai departe pentru a vedea în toate aceste lucruri un dar al lui Dumnezeu. Iată, imitând exemplul Sfintei Fecioare, Maria și a Sfântului Iosif, să încercăm și noi să apreciem tot ceea ce avem și să vedem în tot ceea ce avem și suntem un dar care vine de la Dumnezeu. Și conștienți de acest lucru, să ne îndreptăm mintea și inima spre El pentru a-i mulțumi. Al doilea tablou pe care îl vedem în Evanghelia de astăzi este tabloul întâlnirii. Spuneam că în Orient această sărbătoare se numește Hipapante, adică sărbătoarea întâmpinării, a întâlnirii Domnului. Este vorba despre întâlnirea dintre Dumnezeu și om. Această sărbătoare ne spune că Dumnezeu se lasă găsit de Cel care îl caută din toată inima. Sau putem spune chiar mai mult că Dumnezeu se lasă îmbrățișat de Cel care îl caută cu inimă neîmpărțită. Este vorba despre bătrânul Simeon, așa cum am văzut în Evanghelia de astăzi, pe care Evanghelia îl considera sau îl prezintă ca fiind un om drept, un om evlavios care era plin de Duhul Sfânt, care colabora cu Dumnezeu, care aștepta mântuirea poporului. Acest om, în momentul în care îl recunoaște pe Dumnezeu în acel prunc, pur și simplu explodează într-un cânt de bucurie. Acum slobozește în pace pe slujitorul tău, stăpâne, pentru că ochii mei au văzut mântuirea ta. Lumină spre luminarea neamurilor și slava poporului tău, Israel. Este cântul, este bucuria omului care îl întâlnește cu adevărat pe Dumnezeu. Pur și simplu, Simeon, în acele momente, se simțea împlinit. Avea în inimă o pace extraordinară. Este pacea pe care, cu siguranță, fiecare dintre noi a întâlnit-o, a experimentat-o la un moment dat în viața sa, într-un moment de rugăciune, în cadrul unei sfinte liturghii sau cu o altă ocazie. Acel moment când pur și simplu simți o pace extraordinară în suflet, când simți că l-ai îmbrățișat pe Dumnezeu. Același lucru îl simțea Simeon în acel moment, în acele momente când l-a luat pe pruncul dumnezeiesc în brațele sale. Iată, iubiți credincioși, exemplul acestui om sfânt, plin de înțelepciune, evlavios, plin de Duhul Sfânt, care aștepta cu încredere mântuirea poporului, să ne insufle și pe noi, să ne ajute și pe noi să-L căutăm
din toată inima pe Dumnezeu, să ne deschidem harului Său pentru a-L putea primi, pentru a-L putea întâlni, pentru a-L putea urma, conștienți fiind că doar urmându-L pe El putem obține, putem primi ceea ce caută cu adevărat sufletul nostru. Și în sfârșit, al treilea tablou pe care ni-l sugerează sărbătoarea de astăzi este tabloul luminii. Am început această sfântă liturghie cu binecuvântarea lumânărilor în spatele bisericii. Aceste lumânări, este clar, îl reprezintă pe Hristos, lumina lumii, lumina care luminează în întuneric, lumina care a venit să împrăștie întunericul păcatului și al morții. Este un simbol extraordinar de puternic, care îl reprezintă pe Hristos. Aceste lumânări pe care le-am ținut în mâini, le vom duce la casele noastre. Însă să nu uităm că nu este vorba doar de ceva, nu știu, simbolic sau o superstiție sau nu știu altceva. Este vorba despre Hristos, despre lumina lui Hristos, care în momentul în care ducem aceste lumânări, practic pătrunde în locuințele noastre. Este raza prezenței sale care intră în casele noastre. Îmi amintesc când eram acasă, bunica mea, mereu când mergea la sărbătoarea de pe 2 februarie, mereu lua mai multe lumânări. Le ducea acasă și în diferite momente, când, de exemplu, era o furtună sau când apăreau anumite probleme în familie, așa cum apar în orice familie, bunica mereu se retrăgea în camera ei, aprindea o astfel de lumânare pe care a purtat-o din biserică și se ruga în fața ei. Cred că este un gest plin de credință pe care îl putem face și noi. În momentele grele din familiile noastre, atunci când suntem în fața unei decizii importante pentru noi sau pentru familia noastră, atunci când traversăm diferite dificultăți în viață, să aprindem lumânarea. Pentru că astfel, Hristos, care este reprezentat de acea lumânare, devine mai prezent. Pentru că credința noastră are nevoie de astfel de gesturi concrete. Și în fața acelei lumânări, în fața lui Hristos, care este reprezentat de lumânare, să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ne ajute, pentru ca Dumnezeu să ne sprijine. Hristos, lumina lumii, Hristos care a venit în mijlocul nostru pentru a împrăștia întunericul păcatului și al morții, El să ne sprijine în viața de zi cu zi, să ne însoțească întotdeauna cu harurile sale și să ne ajute pe drumul vieții. Amin. Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioara și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer,
șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, văzând în Iisus lumina care luminează neamurile, să-i cerem acum Tatălui Ceresc, în rugăciunea noastră, să dăruiască omenirii atât de disipată și de distrată orientările acelui adevăr care vine din Evanghelie. Să ne rugăm spunând, luminează, Doamne, viața noastră! Pentru ca Sfânta Biserica lui Dumnezeu să exprime în relațiile cu lumea stilul unei comunități care să iubească, să ierte și să se dăruiască, să ne rugăm. Luminează, Doamne, viața noastră! Pentru ca lauda adusă lui Dumnezeu în lăcașul sfânt să mărească noi angajamentul pentru dreptate și bună înțelegere cu toți oamenii, să ne rugăm. Luminează, Doamne, viața noastră! Pentru ca simbolismul luminii pe care l-am celebrat să întărească noi credința, să ne rugăm. Luminează, Doamne, viața noastră! Pentru ca părinții să aibă curajul de a recunoaște că fiii lor îi aparțin lui Dumnezeu, că sunt născuți și creați pentru slava Lui, să ne rugăm. Luminează, Doamne, viața noastră! Pentru ca familiile să înțeleagă demnitatea la care vor fi înălțați copiilor prin sacramentul botezului, să ne rugăm. Luminează, Doamne, viața noastră! Pentru ca părinții să-și ajute copiii să crească și să se întărească plin de înțelepciune și har înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, să ne rugăm. Luminează, Doamne, viața noastră! Pentru ca întreaga noastră comunitate să-și manifeste solidaritatea față de copiii abandonați, față de familiile aflate în criză, față de cei în vârstă și față de cei descurajați, să ne rugăm. Luminează, Doamne, viața noastră! Ascultă, Părinte Sfânt, cererile pe care ți le adresăm în sărbătoarea prezentării lui Iisus în templu, și primește-le din iubire față de Fiul Tău, Iisus Hristos, care ni se descoperă drept fratele și Mântuitorul nostru, El care viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Thank you.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să-ți fie bine plăcut, te rugăm, Doamne, darul pe care ți-l aduce biserica în sărbătoare, căci Tu ai voit ca Fiul Tău unul născut să ți se ofere ca miel nepătat pentru viața lumii. El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Domnule să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Astăzi Fecioara Maria l-a prezentat în templu pe Fiul Tău născut din veșnicie, ca lumină pentru luminarea neamurilor și slava poporului Tău, Israel. De aceea mergem și noi cu bucurie în întâmpinarea Mântuitorului și îți cântăm împreună cu îngerii și sfinții imnul de laudă al măririi tale.
adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, până cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. La botez am primit demnitatea de copii ai lui Dumnezeu, conștienți și mândri de această mare demnitate,
să ne unim acum glasurile, să le înălțăm spre ceruri și împreună să spunem, așa cum ne-a învățat Iisus, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Să ne oferim un semn de pace. Care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. O Iisuse, te cred de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vin sermanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea Ta. Dragostea Ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin.
te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Oh,
Să ne rugăm. Prin aceste taine pe care le-am primit, Doamne, desăvârșește în noi lucrarea Harului Tău. Tu care ai împlinit așteptarea lui Simeon, așa încât el nu a văzut moartea mai înainte de a se învrednici să-L primească pe Hristos, dă-ne și nouă harul ca ieșind în întâmpinarea Domnului să dobândim viața veșnică prin Hristos Domnul nostru. Iubiți credincioși, joi seara vom celebra Sfânta Liturghie la dorința Sfântului Părinte Papa Francisc, cel care a dorit mult ca să fie stabilită o zi a fraternității pe fața Pământului. Organizația Națiunilor Unite a stabilit ca această zi să fie în data de 4 februarie. Și vrem să fim și noi alături de Sfântul Părinte și de toți iubitorii fraternității, iubirii frățești, a păcii în lume. De aceea vă invităm, cei care aveți posibilitate, cei care nu de acasă, să vă uniți în rugăciune cu noi, cu Sfântul Părinte Papa și cu toți cei de bună voință pentru această fraternitate, apropiere, iubire frățească dintre oameni. Prea mare este ura care s-a cuibărit pe fața Pământului. Astăzi, în sărbătoarea întâmpinării Domnului, am celebrat și celebrăm încă a 25-a zi mondială pentru viața consacrată. Pe plan diecezan s-a stabilit ca această celebrare să fie făcută mai solemn duminică în diferitele zone ale episcopiei noastre de Iași, așa că duminică la ora 11 toate persoanele consacrate din zona Iașului vor fi prezente în catedrala noastră pentru a celebra cu mai mare solemnitate această zi dedicată lor, Ziua Mondială a Persoanelor Consacrate. Dar pentru că astăzi este ziua, împreună cu Preasfințitul Petru și cu toți preoții din altar, felicităm toate persoanele consacrate din biserică, de la cor, acum au cântat persoanele consacrate de la Episcopia noastră și sunt și altele în biserică, dar și pe aceia și acelea care ne-au urmărit sau sunt în comuniune directă cu noi acum pe Radio Maria sau pe internet, le felicităm și ne rugăm lui Dumnezeu să trăiască cu demnitate această frumoasă vocație pe care au simțit-o în suflet și au urmat-o. Dumnezeu să le dea sănătate, putere, înțelepciune și tot ajutorul de care au nevoie ca să trăiască așa cum se cuvine această frumoasă chemare a lor la viața consacrată. Vă mulțumim tuturor pentru participare și implorăm acum de la Dumnezeu binecuvântarea Sa, cu care ne vom reîntoarce la casele noastre. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia
Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.